Bună seara, stimați telespectatori! În emisiunea de astăzi vom discuta despre demografie. Considerăm această problemă foarte importantă pentru țara noastră, care se, în ultimii ani, se confruntă cu un proces de depopulare. Am invitat în emisiunea de astăzi doi specialiști, doi experți în acest domeniu. Este vorba de doamna Olga Găgăuz, doctor habilitat în sociologie, care este și vice-director la Institutul Național de Cercetări Economice. Bună seara, doamna Găgăuz. Și domnul Vasile Cantargi, care este sociolog și reprezintă Centrul de Investigații Sociologice CBS-AXA. Deci o structură foarte cunoscută în țara noastră. Bună seara. Da, bună seara. Stimați invitați, dumneavoastră sunteți specialiști în domeniu. Orice persoană, orice intelectual care analizează ce s-a întâmplat de fapt cu reformarea statului nostru în 30 de ani, el observă că una din gravele probleme nu sunt doar acele de ordin social-economic, dar este și fenomenul de depopulare a țării. Despre asta vorbiți și dumneavoastră, inclusiv în lucrări, și vorbesc și istoricii, politologii, specialiști în administrație și așa mai departe. Să recunoaștem că pe parcursul anilor au fost câteva programe, au fost mai multe abordări a acestei problematici, totuși să recunoaștem că procesele acestea destructive, deci continuă mai departe. Ar fi bine ca în emisiunea de astăzi noi să încercăm să facem o analiză a situației care este în acest domeniu și totodată să încercăm să nu doar să vorbim despre cauze și factorii care au dus la acest fenomen, dar și cum vedeți dumneavoastră ca specialiști în sociologie, în economie, oameni care ați făcut foarte multe investigații pe parcursul anilor, ați scris lucrări științifice, cum vedem noi de fapt soluționarea acestor probleme, care sunt foarte și foarte grave. Eu spun așa din cauza că guvernanții vin și se duc și la ministere, și în fruntea guvernelor, și în fruntea legislativului, dar ar fi bine ca ei toată această informație și toate aceste propuneri interesante, într-un fel sau într-altul, să le iei ca bază în activitatea lor. Și eu încerc să spun că de multe ori nu se vede această interacțiune dintre guvernanți, dintre deputați, miniștri, cu știința, cu specialiștii în domeniul respectiv. Cu atât mai mult că situația aici, într-adevăr, pare să fie gravă. În tot caz, așa, ea reiesă din mai multe abordări. Doamnă Găgăuz, prima întrebare la dumneavoastră. Am văzut chiar amâia nu de mult o conferință de presă. Eu vă cunosc mai de mult, știu că la institut, la dumneavoastră, este centrul acesta care concret se ocupă cu problemele demografice. Cum vedeți dumneavoastră situația la moment în acest domeniu? Într-adevăr, schimbările demografice, mai bine zis, schimbările negative în domeniul demografic, este cea mai mare provocare pentru Republica Moldova. Dacă în anul 1991 situația demografică a fost destul de favorabilă, numărul populației constituia în jur de 4.300.000 împreună cu regiunea transnistreană. Rata totală de fertilitate a fost la un nivel care asigura reproducerea populației. Au fost indicatori relativ buni în ceea ce privește sănătatea populației. Migrația încă în anii cei nu era fenomen cunoscut. Atunci, în anul 2021, ajungem doar cu o populație cu 2.597.000 de locuitori. Este o populație cu reședință obișnuită în Republica Moldova, un indicator nou care a fost implementat în practică de Biroul Național de Statistică în anul 2019 și calcularea indicatorilor demografice deja se face în raport cu populația cu reședință obișnuită. Dacă ne pornim de la unele date, de exemplu, de la recensământul populației din 2014, observăm o scădere semnificativă a numărului populației din cauza migrației. Totodată, începând cu anul 1999, observăm sporul natural negativ, ceea ce înseamnă că numărul de decese în fiecare an este mai mare decât numărul de naștere.
Calculele pe care le-am făcut în acest an arată că între anii 1998, când deja statistica Republicii Moldova cu privire la populație, deci nu include regiunea transnistreană, în această perioadă numărul populației a scăzut cu aproape 1 milion de cetățeni și din cauza migrației cu circa 950 de locuitori. Deci cauza principală a scăderii populației din Republica Moldova este migrație, un fenomen cunoscut. Nu o singură dată este discutat și în cadrul emisiunilor televizate și în cadrul diferitor ședințe. Am prezentat de mai multe ori și prognozele demografice pentru Republica Moldova. Ce este mai complicat în acest domeniu, că există un specific pentru dezvoltarea demografică. Deci această construcție demografică care s-a format până în prezent, ea are legitățile sale de dezvoltare. Aceasta înseamnă că structura populației, structura pe vârste și secția populației care s-a format în perioada anterioară, ea determine dinamica prospectivă, dinamica populației pentru deceniile următoare. Ultima prognoză demografică care a fost elaborată în anul curent arată că tendința de populare a Republicii Moldova va continua și conform scenariului scăzut, care presupune că indicatorii mortalității, fertilității și migrației nu se vor schimba semnificativ, arată că către anul 2040 numărul populației poate să se micșoreze până la 1.700.000 de locuitori. În cazul 700.000 de locuitori. În cazul realizării scenariului înalt, populația Republicii Moldova în 2040 poate constitui în jur de 2 milioane. Și această dinamică, încă o dată subliniez, este determinată de faptul că în structura populației deja a crescut ponderea populației în vârstă, astfel numărul de decese în anii viitori o să fie mai mare decât numărul de nașteri, din cauza că în vârsta reproductivă, între generațiile puțin numeroase care s-au născut la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000 și care sunt foarte intens implicate în migrație. De fapt, se pierde potențialul reproductiv al țării și este foarte dificil de a stopa această tendință de populare. Noi trebuie să vorbim de factori. Deci e clar că am constatat un anumit fenomen. Fenomenul este evident pentru toți și pentru oamenii de știință și probabil că este evident și pentru populație care vede această stare de lucruri. Dar aici e problema factorilor. Eu am încercat să citesc și anumite lucrări la subiectul respectiv și trebuie să spunem că dumneavoastră ați vorbit în primul rând de migrație, dar sunt alții care consideră că migrația de fapt este o consecință și noi avem alte probleme mai profunde care trebuie deci abordate nu doar la nivel de lucrări, dar la nivel concret de politici. Compania dumneavoastră a făcut mai multe sondaje, multe și interesante în ultimii ani. Cum vedeți dumneavoastră, așa, spunem așa, și factorii care au dus la situația de astăzi și care sunt, de fapt, zonele cele mai complicate, adică care sunt grupurile sociale care sunt afectate în deosebi. Și ce ar trebui să facem noi ca lucrurile să le vedem mai clar, vă răspund că, în primul rând, la nivel de politici de stat. Da, mulțumesc și apropo chiar salut foarte mult că ați invitat o prezență echilibrată de gen, fiindcă la noi în televiziune direct întâlnindă cu crăvețe la gât, cam predominant bărbații ce figurează în societate, percepție că nu avem specialiști și experți în careva domenii care sunt femei și în cazul dat o avem în față pe doamna Olga, pentru care tot respectul profesional pentru tot ce face, mai ales în acest domeniu. Factorii crizei demografice, fiindcă Republica Moldova a treilea deceniu se confruntă cu o criză demografică.
Și eu obișnuiam să spun încă în plină ascensiune a regimului Plăhătniuc că există cineva mai strașnic pentru viitorul Republicii Moldova decât Plăhătniuc, e vorba de criză demografică. Despre care se vorbește la nivel de politici mult mai rar și mult prea puțin în raport cu gravitatea acestei probleme, inclusiv din cauza că unul din handicapurile politice la noi este această ciclicitate electorală și ori migrația și demografia sunt domenii care necesită politici de lungă durată. Și atunci ele suferă când... Nu-i continuită. Exact. Ori instituțiile la noi sunt totuși încă în formare și destul de slabe pentru a genera memorie instituțională care amortizează cumva aceste schimbări mai frecvente. Factor de decizie. Hai să spunem că factorii sunt multipli. De ce la noi scade populația? Să începem cu cei naturali. Noi cumva încă am rămas să trăim cu realitățile demografice din secolul trecut, așteptând că dacă înlăturăm o serie de probleme sociale, ne putem aștepta că natalitatea o să izbucnească în sus și oamenii să înceapă a naște mai mulți copii. Este o iluzie. Luxul de a avea în medie de 3 copii pe o femeie în vârstă fertilă, noi nu l-am mai avea. O rată experiența altor state. Putem să discutăm mult despre aceasta, dar experiența țărilor care au trecut mai devreme prin, așa zis, a doua revoluție demografică, în primul rând țările occidentale, arată că atunci când populația ajunge să aibă acces la servicii de planificare familială, oamenii nu-și mai vor 5 copii. Media de regulă auto venită de la sine, de la populație, este 2,1-2,2 copii, cam tot atât cât trebuie pentru ca o populație să se reproducă. Și cu probleme legate de scăderea sporurilor naturale se confruntă toată Europa și America din Nord. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem. Și să nu visăm la revenirea timpurilor anterioare și înțelegem că orice politici care vor ținti în sporirea fantasmagorică a natalității sunt din start sortiți eșecului și vor fi resurse irosite. Noi trebuie să ne zbatem pentru acești magnifici 2 întreg și 1 copii născuți în mediul de o femeie și toate politicile pronataliste trebuie să țințească acest obiectiv, care este deocamdată puțin realizabil pentru Moldova, fiindcă nouă nu ne-a mers de 3 ori. Una că a ajuns la noi acea zisă, în anii 90, acea zisă revoluția contraceptivelor. Nu, simplu vorbind, a apărut și a devenit accesibil pentru populație posibilitatea de planificare familială, sunt accesibile contraceptive, metode de contracepție destul de eficiente, fiindcă metode de contracepție au utilizat pomenirea diferiției la toate etapele istorice. Respectiv, pe lângă acest lucru, care imediat a dus la diminuarea natalității, Republica Moldova s-a deschis odată cu destrămarea Uniunii Sovietice și am descoperit cumva că am rămas cu unele procese în urmă. Republica Moldova s-a trezit în anii 90 o țară agrară cu o cantitate imensă de populație concentrată în agricultură, care era în exces. Noi putem să discutăm de ce acest lucru s-a întâmplat, dar Republica Moldova și până astăzi este o mai că unica țară în Europa care este predominant numeric rurală, iar chiar și în anul 2000, încă 50% din populație, țineți minte, da, erau concentrați în agricultură. Într-o agricultură depășită, într-o agricultură ineficientă economic. Ceea ce imediat a produs pe piață, care s-a liberalizat, un surplus imens de brațe de muncă care în piața muncii internă nu puteau fi integrați. Acest lucru a fost un primul push factor, un factor care a generat această migrație. Fiindcă nici migrația n-a inventat-o moldoveni. Migrația întotdeauna a existat la toate etapele omenirii.
istoriei și ea întotdeauna apare atâta timp cât există discrepanță în dezvoltarea economică între două regiuni. Noi cunoaștem națiuni care au fost crescute datorită, apărut sau născut datorită migrației. Una din efectele acestei emigrări a fost o accentuare și mai mare a tendințelor negative în natalitate. Pur și simplu vorbind, cetățenii noștri, plecând într-o vârstă relativ tânără din Moldova, fie amânau nașterea copiilor, fie reduceau din număr de nașteri, fie, evident, tot mai mult și tot mai mult nasc peste hotare. Acest lucru a diminuat și mai mult din coeficientul de natalitate. La noi, ultima dată când am lucrat cu cifrele 1,8 sau cât exact. 1,7, 1,8. Ceea ce înseamnă că noi nu ne reproducem numeric ca și populație. Da. Și cel mai grav lucru că avem puține instrumente de a schimba și tendința spre creștere noi nu putem dacă asigura. Dacă îmi permiteți să comentez, că totuși ține de fertilitatea, și specializarea mea este anume studie de fertilitate. Acest indicator, rata totală de fertilitate, adică numărul de copii per femeie de vârstă fertilă, este un indicator destul de, se numește în demografie conjunctural. Conjunctural care se schimbă pe parcursul anilor, dar există un indicator fertilitatea pe cohorte, adică când noi observăm fertilitatea feminină pe cohorte, deci conform anul nașterii. Chiar dacă indicatorul a scăzut rata totală de fertilitate, dar pe cohorte, în medie chiar și cele mai tineri generații, oricum nasc în mediu 2 copii per femeie, per femeie. Da, acest indicator a scăzut, dar în comparație cu alte țări, acest nivel este mai înalt. El destul de înalt. Da, din cauza că da. Proporția populației rurale este încă foarte înaltă și acest comportament tradițional, el se menține. Faptul că scade natalitatea, în primul rând, este determinat de faptul de migrație, din cauza că pleacă tinerii. Da. Și așa cum ați menționat, și nu nasc copii în Republica Moldova, dar nasc copii pentru peste hotare. Factorul social-economic e prioritar. Și cât tot timpul când se vorbește despre situația demografică, deodată se începe cu natalitatea, că natalitatea a scăzut, fertilitatea a scăzut și vrem politici ca să stimulăm natalitatea. Ceea ce este imposibil, sunt de acord cu colegul. Și totodată trebuie să înțelegem foarte bine deci cum acționează fertilitatea, mortalitatea și migrația asupra structurii și dinamicii populației. Noi avem pierderi enorme din cauza mortalității foarte înalte în Republica Moldova și noi am rămas în urmă în comparație cu țările europene, dar chiar și cu România, în ceea ce privește speranța de viață la naștere, care începând cu anul 1991 a crescut foarte puțin, în jur de 3 ani. De exemplu, în Cehia, în această perioadă, acest indicator a crescut cu 8 ani și decalajul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană este foarte mare, mai mare de 10 ani. Deci avem o mortalitate foarte înaltă în rândul populației în vârsta aptă de muncă, în special în rândul bărbaților. E ca motivul, care cauza? De ce se întâmplă asta? Motivele sunt deci, situația socială, accesul la serviciile medicale de calitate, totodată și comportamentul populației, cultura, nivelul de cultură ce ține de comportamentul de autoconservare, da, respectarea modului de viață sănătos. Și totodată aceste diferențe în nivelul de trai al populației rurale și populației urbane. Noi nu avem statistici la moment despre speranța de viață în mediul rural, dar studiile anterioare arată că diferența este foarte, foarte mare și dacă în medie avem speranța de viață la bărbați 66,8 ani, deci până la pandemie în anul 2019 și pentru femei 75,1 ani la nivel de țară, în mediul rural acest indicator o să fie cu vreo 3-4 ani mai mic. Și acest efect combinat al
fertilității, de fapt, a structurii populației din cauza cum am menționat, că în vârsta de reproducere între generațiile mici și respectiv numărul de nașteri, el o să fie în scădere. Numărul potențial mic de părinți duce la scăderea natalității. Și dacă în anul 2019 au fost în jur de 30.000 de nașteri, conform prognozelor noastre, în 2021 o să fie o scădere încă mai mare, cu circa 3-4.000 din cauza pandemiei, din cauza incertitudinii, din cauza diferitor măsuri care au fost luate în această perioadă. Și toate acestea împreună determină scăderea. Știți cum când împingi o mașină, ea, deci, merge înainte după inerție. Așa și în demografie. Această structură care s-a format cu un număr mic de populație tânără și cu un număr mare a populației în vârste mai înaintate, deja inerția este doar negativă. Și aceste reprezentări greșite că dacă se va schimba situația socioeconomică, da, și o să crească nivelul de trai al populației, automat se va schimba și situația demografică, sunt neîntemeiate și nu corespund posibilităților din cauza că situația demografică este foarte, anume, construcția demografică este foarte rigidă. Nu se schimbă foarte repede și vom avea nevoie de câteva decenii pentru stabilizarea situației demografice. Ei bine, aici s-au creat mai mulți factori și dumneavoastră i-ați numit aici, inclusiv și factorul acesta a culturii populației, așa cum se întâmplă, factorul social-economic. Dar eu am întâlnit abordări în cadrul unor conferințe științifice care spuneau așa: avem în țară de la 19 până la 35 de ani aproximativ 500-600 de mii de oameni. Noi putem să lucrăm în calitate de politici guvernamentale, da? Politici publice, ca acești oameni în mare parte să fie păstrați acasă, adică să nu emigreze. Încă una din cauze, unul din motivii de ce nu se creează familie este factorul, deci, într-un fel sau într-un altul, social-economic. Nu sunt salarii, tinerii nu sunt aranjați, către vârsta 25, 26, 27 de ani înainte îi scăstoreau, toată lumea știe că până la 25 de ani îi scăstoreau. Acum nici la 30 de ani și, de fapt, când se fac niște sondaje, îmi pare că la dumneavoastră am citit undeva, am direct când cineva din structurile astea care fac investigații sociologice, tinerii spun concret, fiindcă nu ne permite astăzi salariul. Și atunci el are de ales, ori trăiește mai departe, nu-i clar cum, fără să nască copii, ori este nevoit să plece peste hotare ca să-și supraviețuiască acolo. Și să căsătorească, cum ați spune, acolo și să nască copii de acum în Germania sau în Grecia. Dacă îmi permiteți, acum deja se observă creșterea migrației după bacalaureat, în rândul celor care sunt în vârstă de 19-20 de ani, care din start sunt orientați să plece la studii peste hotare. Adică nu se gândesc la formarea familiilor, dar dacă pleacă la studii peste hotare, evident că se integrează mai ușor în țările gazdă și probabilitatea de a reveni în țară este încă mai mică. Și în ultimii ani observăm această tendință de intensificare a migrației în rândul populației în vârsta de la 20 până la 30 de ani. Și atunci apare întrebarea, dumneavoastră întrebat, ce trebuie să facem ca să nu emigreze. Trebuie să avem în vedere și politica altor state, care tot se confruntă cu îmbătrânirea populației și cu reducerea forței de muncă. Da, și care promovează politica de atragere a populației, în special populației calificate, din țările cu un nivel social-economic scăzut. Și mă bucur că în ultimii ani au apărut câteva lucrări științifice a unor demografi recunoscuți la nivel european, care atenționează că se formează un dezechilibru la nivel european și în managementul migrației este necesar ca să fie dezvoltată o abordare regională. Dacă se ia din Republica Moldova, da, și migrează populația în vârstă aptă de muncă în alte țări, evident
Lukashenko pentru Republica Moldova va fi tot mai dificil să obțină o creștere economică din cauza că este economia mică, o populație mică. Conform prognozelor noastre, acum avem populație în vârstă aptă de muncă de la 20 până la 64 de ani, în jur de 1.600.000 de persoane. Până în 2040 va rămâne doar 1.000.000. Și apare încă o întrebare, nivelul de pregătire. Adică este din punct de vedere al investițiilor Republica Moldova atractivă? Bine. Dumneavoastră ați adus un argument care eu așa că pedagogul nu sunt de acord cu dânsul. După bacalaureat, tânărul și tânăra are aproximativ 19 ani, unii chiar și mai mult. Deci el se duce la universitate, vine la universitate la anul întâi, de acum având 20 de ani. Nu mai sunt tineri aceia de vârsta noastră, că noi ne-am dus la universitate la 17 ani. Și noi începem activitatea, practic, la 21 de ani, începem activitatea de muncă. Dar el încă până la 23-24, uneori până la 25 de ani, încă este student acolo și face licență. Și din punctul ăsta de vedere, nu prea sunt de acord cu dumneavoastră că tânărul și tânărul la vârsta respectivă nu se gândește să căsătorească, adică îți duc doar la studii. De fapt, la dânsul este. Noi am făcut niște sondaje la noi, la Institutul de Relații Internaționale, făceam des sondajele respective. De acum, când el este la anul 1, la anul 2, se gândește, unii o să muncească, unii își vede el perspectiva creierii familiei și unii își vede el perspectiva locului de muncă. Eu vreau să, nu știu dacă dumneavoastră să confirmați că ați făcut mai multe investigații la subiectul respectiv, dar consider că aici este o problemă. Aici este, de fapt, un spațiu de studiu suplimentar. Să pătrundem în felul cum gândesc acești tineri și cum își văd ei, de fapt, perspectivele legate cu familia, cu locul de muncă, cu garanții. Fără garanții, astăzi, indiscutabil că tânăra familie nu vrea să nască un copil. Noi, nu știu dacă eu am dreptate, poate n-am dreptate. Problematicile aferente la ceea ce discutăm noi sunt atât de ample și complexe, încât noi foarte ușor deraiem în discuția noastră, încercând să le cuprindem pe toate. Doar câteva momente. Trebuie să înțelegem că și migrația la noi ca fenomen tot s-a cupt. Noi avem al treilea deceniu de migrație care merge. Ceea ce spuneți dumneavoastră despre faptul că lumea pleacă din cauza că nu au, sunt locuri de muncă sau nu sunt salarii decente, acești factori au fost predominanți care au impulsionat migrația la început. Încă în 2004, când am realizat primul studiu, părerile oamenilor de ce a plecat membrul familiei lor erau împărțite în două. Nu salariul bun sau nu și-a găsit de lucru. Între timp, repet, procesul s-a copt. Au apărut și alți factori. Și la acești tineri care, la care v-ați referit, pentru ei, unul din factorii care impulsionează să plece rămâne familia care cel mai des se află deja peste hotar. Acest lucru este. Doi, nu este foarte pertinentă comparația cu modul de a-și planifica cariera tânărul de astăzi cu un tânăr de 30-40 de ani în urmă, fiindcă lumea s-a schimbat. Lumea astăzi este mult mai globalistă, lumea astăzi este mult mai integrată în relații de verticală. Astăzi să ajunge în Statele Unite este mult mai simplu decât a fost pentru un tânăr născut în Republica Moldova în anii 60. Da? Lucrurile se schimbă și problemele se schimbă integral. Acum noi vorbim despre migrație, cum inevitabil, dacă discutăm încă un pic, să ajungem la cum să facem, cumva să aducem migranții înapoi acasă. Ar fi bine, dar politicienii la noi vorbesc la subiectul respectiv. Politicienii fie înțeleg, fie se facă nu înțelege cât de vicios este acest cerc al migrației, fiindcă migrația numai la prima etapă a adus efecte predominant pozitive. Migranții cu remitențele lor ne-au scos dintr-o sărăcie lucidă pe timpuri. Anii 90, începutul anilor 2000, factorul care a ținut practic economia gata să prăbușească
Șască, a fost migrația, trebuie să recunoaște. Dar pe termen lung, migrația a generat riscuri majore și generează până astăzi, nu doar demografice. Și pentru a aduce migranții înapoi, acei care au plecat pentru locuri de muncă și salarii decente, dar știți că noi ne confruntăm cu deficit enorm de brațe de muncă aici, în Moldova. Sectorul construcțiilor care a generat pe timpuri, adică din agricultură au plecat în construcții migranți în marile capitale europene. Astăzi, Moldova, fiind atunci recunoscută că a oferit brațe de muncă în construcții, care au ocupat în unele orașe nișa practic integral, astăzi Republica Moldova se confruntă în sectorul construcțiilor cu un deficit nemaipomenit de lucrători. Și vă spun eu că salariile acolo sunt destul de decente deja. Eu am făcut un studiu la subiectul respectiv, dar discutăm după o minută de reclamă, de publicitate. Stimați telespectatori, după pauza de publicitate continuăm emisiunea. Discutăm astăzi despre demografie. Am invitat în studio doi specialiști buni, competență în acest domeniu. Este vorba de doamna Olga Găgăuz, care reprezintă, e vicedirector la Institutul Național de Cercetări Economice, și domnul Vasile Catargi, care este sociolog și reprezintă Centrul de Investigații Sociologice, CBS AXA, așa se numește. Da, CBS AXA. Continuăm discuția. Încercăm să vorbim nu doar de factori care, dar încercăm să vorbim despre politicile de stat. În ce măsură politicile de stat, în viziunea dumneavoastră ca specialiști, ele au fost cât de cât eficiente în acești 30 de ani? În ce măsură politicienii, guvernanții care au venit, au avut în vizor nu doar cifrele generale, dar au avut în vedere și niște politici care trebuia să nu permită depopularea țării și, pe de altă parte, să promoveze niște politici de lungă durată care să aibă oarecare efecte. Eu am ascultat opiniile dumneavoastră, până acum ați încercat să spuneți că este și partea obiectivă, că așa e și în alte țări, este un fenomen, spunem așa, a civilizației contemporane. Pe de altă parte, totuși sunt țări care și-au păstrat. Eu încerc să vă spun, din spațiu chiar a fost Uniunii Sovietice, o bună parte din țările respective și-au păstrat cât de cât populația. Unele chiar au crescut. E clar că acolo depinde și de cultură, spuneți dumneavoastră. Ce facem la nivel de politici de stat? Ce întreprindem mai departe? Care este viziunea oamenilor de știință în acest subiect? Centrul de Cercetări Demografice a propus mai multe lucrări, mai multe analize cu privire la care au inclus și prognoze demografică și unele recomandări de politici. Nu pot să spun că nu s-a făcut în această perioadă nimic. Au fost diferite acțiuni. În primul rând, la sfârșitul anilor 90, chiar și cuvântul de demografie nu a fost așa de... Nu era clar ce înseamnă asta. Da, nu era clar, adică numărul populației. Ori demografie, da. Ori sociologie. Da. Da, demografie, numărul populației ceva, dar că demografie ca o disciplină foarte importantă sau factorul demografic care trebuie să fie luat în considerare în planificarea economică, în planificarea socială, atunci s-a vorbit foarte puțin. Doar, cunoașteți foarte bine, în 2007 a fost creată Comisia Națională pentru Populație și Dezvoltare, care în perioada, iată, ultima ședință, dacă nu greșesc, a fost în 2018, acum se vorbește de activizare a... Trei ani nu a fost nicio ședință, dar până în 2018, totuși, s-au discutat foarte multe probleme în cadrul acestei comisii. Au fost aprobate mai multe documente, inclusiv și Programul Național de Securitate Demografică pentru anii 2011-2025, dar acest program, iată, până în prezent, nu s-a soldat cu unele rezultate care au fost planificate și care au inclus mai multe măsuri ce țin de susținerea familiilor, stimularea natalității, reducerea mortalității populației,
migrației. Deși migrația nu a fost inclusă ca obiectiv reducerea migrației. Nu este acolo. Nu, deci nu a fost în mai multe documente, reducerea migrației nu figurează ca un obiectiv al politicilor. E o greșeală, deci, ori nu e o greșeală? Pe de o parte, într-adevăr, dacă considerăm și tindem spre o societate democratică, este normal ca oamenii să aibă posibilitatea să-și aleagă unde să studieze, unde să lucreze, unde să trăiască și așa mai departe. Și din acest considerent este normal că nu au fost luate unele măsuri restrictive din cauza că cunoaștem foarte bine când în situația în sărăcie, la sfârșitul anilor 90, oamenii plecau ilegal peste hotare. Adică situația din țară a împins foarte mulți oameni să plece ilegal și doar undeva în anii 2010-2014 situația lor deci a venit la normal în țările gazde, da? Au fost unele politici de legalizare a migranților și așa mai departe. Și în prezent este tot foarte dificil să spunem cum să reducem noi migrația. Știm foarte bine că problema principală constă în situația socioeconomică, în salariile foarte mici, în locuri de muncă care sunt foarte puține, în special locuri de muncă de calitate care necesită pregătire. Totodată, deja astăzi observăm un deficit al cadrelor în toate domeniile și în domeniul științific. Tinerii pleacă. Să vă spun sincer, eu dacă aș avea oportunitate... Dar motivul principal, motivul de cultural, de cultură, că lui îi place să se ducă, să viziteze, să facă... Deja e de cultură mai mult decât de economie. Fiindcă dacă eu, când eram copil în sat, pentru mine idealul de bărbat realizat era, nu știu, unchiul meu care lucra mecanizator, juca fotbal pentru sat și tot așa, sau un cosmonaut văzut la televizor. Astăzi, pentru un tânăr sau un adolescent, bărbatul realizat este Moș Ion, vecinul care vine cu și odată pe an, vara, și se merge cu mașină scumpă prin sat. Din Germania. Da, sau la Blăjini. Aici e deja problema de natură culturală și nu există o mașinărie ideală sau o pastilă care am băut-o și am rezolvat toate problemele legate. Dar nici nu este vorba de noi, nu abordăm primitivul. Trebuie să mergem pe fiecare direcție aparte. Haideți să începem pe rând, să încercăm să începem. Eu nu zic despre politicile care au fost făcute. Eu personal sunt de părere că cu aceeași migrație guvernările mai mult au parazitat pe seama fenomenului decât au încercat măcar câtuși de puțin să amelioreze impactul negativ acestui fenomen și să valorifice oportunitățile care totodată această migrație i-a oferit la diferite etape. Noi, haideți să încercăm că cumva astăzi, în timpul care ne-a rămas, cât și cât să punctăm abordările, ce putem face. Despre asta e vorba. Deci, în primul rând, vom spune cât și de fatalist n-ar suna că nu poate crește puternic natalitatea și în continuare ea va scădea, ea va scădea din cauza că scade, doamna Miuza are perfect dreptate, scade baza, scade numărul de femei care urmează să dea naștere copii. Da, dar scade din anumite motive. E istoricul. Noi nu putem acum naște brusc 100.000 în plus de femei care împlinesc 15 ani. Dar fiți de acord cu mine că noi peste 10 ani de zile putem să ne ciocnim cu o problemă absolut catastrofală. Astăzi este prognozată și probabil că azi trebuie să venim cu niște corecții în acele politici care n-au fost deja realizate. Deja suntem într-o situație catastrofală și lucrul era previzibil încă 20 de ani. 10-20 de ani. Deci, câtuși de fatal n-ar fi această diagnoză că, unu, oamenii în mod obiectiv deja nu mai au tendință de a da nașterea multor copii, oricum noi trebuie să valorificăm acest mic potențial pe care noi îl avem. Cohortele care intenționează să aibă
doi copii, să, ce putem face să vedem că ei să nască 2,2 copii. Așa. Adică măcar acest mic potențial care rămâne, care se micșorează numeric, se subțiază, el să-și valorifice potențialul natalist. E un domeniu de politică. E un domeniu de politică. Dacă vorbim despre impactul migrației, este absolut corect să nu visăm la faptul că îl stopăm. Nu este corect. Așa cum nu este corect statul să-mi dicteze mie, familiei mele, câți copii să naștem. Dar nu-i vorba despre atitudinea asta restrictivă, că dumneavoastră i-a abordat problema. Nimeni în 30 de ani, hai să recunoaștem, de fapt nicio guvernare nu a adoptat legislație restrictivă. Dar este adevărat că nu s-au creat nici stimulente. În realitate, foarte mulți... Da. Dumneavoastră ați spus că tinerii deja la 19 ani se gândesc la căsătorie, se gândesc unde o să lucreze. Da, ei se gândesc. Dar pe parcurs întâmpină diferite dificultăți. Asta-i. Și astăzi noi avem acei care sunt în vârstă de la 30-34 de ani, 30% din bărbați încă n-au fost niciodată căsătoriți și 15% din femei încă n-au fost căsătorite. Și atunci, până la măsuri ce țin de susținerea acestor femei care vor să nască copii, trebuie să începem cu susținerea familiilor, adică nu a familiilor, dar persoanelor care iese pe piața forței de muncă. E problema acei care locuiesc la orașe, da? Majoritatea totuși se concentrează la noi în municipiul Chișinău și problema este în locuințe. Locuințe, serviciile foarte scumpe. Dacă noi locuiți, cum scrieți familia? Serviciile foarte, foarte scumpe. Și mulți tineri care încearcă să se mute din mediul rural la orașe, deseori se întorc înapoi din cauza că nu fac față acestor cheltuieli care sunt în Republica Moldova, în municipiul Chișinău. Da? Și aici costul vieții în Republica Moldova este foarte mare. Și, aceasta în comparație cu salariile care noi în comparație cu salariile și asta împinge oamenii să plece. Și totodată, corect a spus domnul Cantarji, s-a format o cultură migrațională. Acum oamenii la orice vârstă, dacă nu-și găsește un loc de muncă, el foarte repede găsește canale cum să plece peste hotare din cauza că este un cumetru, este o rudă peste hotare sau cunoscuți care deja spun că poți să vii, că iată, este un loc de muncă pentru tine și cu salariul respectiv. Adică rețelele sociale stimulează migrația. Ceea ce ține de populație, deci nu putem să spunem astăzi că, iată, putem să întreprindem o măsură oarecare în domeniul oarecare și situația se va schimba. Este vorba de schimbările în toate domeniile. În complex. În complex, în economie, în politica socială. Acum, totuși, încă un moment care, iată, noi am studiat și am constatat în această prognoză care a fost realizată în anul 2021, că noi avem migrația negativă, plecarea tinerilor și noi avem deja revenirea migrațiilor care sunt în vârstă de la 45-50 de ani. Adică oamenii totuși care au muncit peste hotare revin acasă. Și acest fenomen, adică pe de o parte... El se observă real? Da. Da. Deci, pe de o parte, aceasta va duce la creșterea proporției persoanelor în vârstă, la îmbătrânirea mai rapidă, dar totodată acest fenomen nu poate fi privit doar negativ din cauza că se întorc oamenii, încă relativ tineri, care și-au acumulat o experiență anumită în țară unde au muncit, poate au și unele acumulări financiare și ar putea să deschidă și un business locuri aici, muncă, aici da. Acasă, locuri de... Deci este vorba de politici, care sunt, care să susțină cetățeanul aici să muncească, aici să locuiască. Deci în toate domeniile avem nevoie de politici orientate spre om și totodată toate strategiile trebuie să ia în considerare dinamica populației, aceste cheltuieli care se fac,
trebuie să fie racordate la schimbările în numărul populației, până când doar la nivel de constatare, da, se face cunoștință cu aceste date, foarte bine că în sfârșit avem statistică cu privire la populație cu reședință obișnuită, din cauza că până în 2019 aveam indicatori economici și sociali care au fost calculați pentru populație care includea și migranți de muncă și unii indicatori erau subestimați, alții indicatori erau supraestimați. Adică avem nevoie și de statistică foarte bună, inclusiv și la nivel local, și avem nevoie de implicarea administrației publice locale pe toate aspectele. Adică ce ați completat, poftim. Dacă exemplu de cât de cu barbă sunt problemele, dacă a pomenit domnul Găgăuz despre revenirea migranților care se apropie de vârsta a treia, despre lucrul ăsta noi am scris, despre riscurile aferente, noi am scris în anul 2008, eu cu colegii mei. De atunci nimic la capitolul politic nu s-a schimbat, problema nici măcar n-a fost definită și discutată. Eu mi-aduc aminte când lucra Comisia Națională atunci, în 2007-2008. Țin minte că noi ședințe de cele am făcut vreo 5, cel puțin, și ați avut o mulțime de materiale, dar nu despre asta este vorba, este vorba despre faptul că în și măsură materialele care le faceți dumneavoastră, investigațiile dumneavoastră, deci lucrările științifice care sunt la... Fiindcă cunoașteți o mulțime de detalii foarte, foarte interesante, în ce măsură ele sunt astăzi aplicative. Adică noi avem la Ministerul Economiei sau la Ministerul Muncii sau la Ministerul Educației, și acolo trebuie să planificate niște lucruri, avem oameni competenți care abordează într-un fel sau într-alt. Eu nu vă întreb pe dumneavoastră ca noi pe noi să-i criticăm. Dar în ce măsură există această eficiență, într-un fel, din partea administrației publice, din cauza că pregătind emisiunea de astăzi, vreau să vă spun că a fost publicat pe Facebook și mi-au dat mai multe idei, inclusiv oamenii care se ocupă, oameni de știință, politologi, sociologi, care studiază problema, economiști. Și mi-au spus, noi vorbim despre un factor, îmbătrânirea populației, dar ei mi-au numit trei factori fundamentale. Problema, deci familii tinere, care nu este asigurată, și dumneavoastră tot ați abordat-o, da? În general, problema locurilor de muncă, mai ales problema planificării, în general, în economie națională, fiindcă asta tot e un factor care îi faci pe tineri. Adică el a terminat tot dreptul și politologia și nu știu ce mai terminat, și relații internaționale, el vine pe piața muncii și nu-și găsește. Și atunci, unii ori să-și caute următoarea profesie, să mai fac studii, dar nu are pentru asta bani. Ori deci o emigrat. Adică factorul social-economic este... Dar eu mă întorc înapoi. În ce măsură noi avem oamenii competenți care abordează astăzi, nu doar la această masă, problema sau acolo în cercul academic, la Academia de Știință sau la dumneavoastră, dar în ce măsură noi avem oameni astăzi care abordează problema asta practic, aplicativ. Să vă invite, să vă asculte odată, să vă asculte de 20 de ori până ce o să înțeleagă. Și atunci abordarea asta complexă, cum ați spus-o dumneavoastră, da? Ca ea să fie fixată în documentele de stat. Fiindcă, de exemplu, eu, domeniul Securității Naționale, da? Îl cunosc, ca politolog îl cunosc, eu nu văd abordările respective. Cel puțin ele nu sunt aplicate. Acele care au fost fixate în strategia dezvoltării 2020, în strategia dezvoltării 2030 și în programele guvernamentale. Nu o să le pomenesc care. Programul de activitate a guvernului. Am văzut acel de la 2014, am văzut acel de la 2019 și avem și acesta de astăzi. Cer scuze. Noi, ca instituție de cercetare, noi prezentăm toate rezultatele noastre la Parlamentul Republicii Moldova, ministerilor, și analiza realizată în anul acesta a fost expediată ca notă analitică la toate ministerile, la președinție, la Parlament. Unele aspecte au fost discutate. Ca specialist particip în diferite grupuri de lucru la care se discută probleme demografice. Unele aspecte au fost incluse în Planul Național de Activitate pentru programul Moldova 2030.
pentru Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu care lucrăm foarte intens, adică există o colaborare permanentă. A fost elaborat un document care se numește Teoria schimbării demografice, reziliența demografică și prognoza noastră care a fost elaborată, a fost inclusă. Și am avut posibilitate să lucrăm pe mai multe direcții, dar înțelegem foarte bine că, cum am menționat, că situația demografică nu poate să se schimbe foarte rapid, în timp de un an, doi. Avem nevoie de o viziune prospectivă și să așteptăm creșterea lentă a indicatorilor. În primul rând, aș vrea să subliniez că dacă natalitatea este foarte greu, foarte greu de influențat, dar reducerea mortalității este posibil. Adică problema sănătății? Problema sănătății, da, problema sănătății populației, și aici trebuie investiții să începem din copilărie, că să avem condiții, să creăm condiții mai bune pentru copii mici, pentru elevi, pentru studenți, ca ei să aibă condiții bune de educație și totodată să aibă condiții bune pentru respectarea modului de viață sănătos, inclusiv și educația ce ține de respectarea modului de viață sănătos. Deci, în primul rând, accentul trebuie să fie pus pe ameliorarea sănătății populației, în special a copiilor. Dacă copilul o să fie sănătos, dacă o să aibă alimentație bună în instituțiile de îngrijire a copilului, acest fapt automat duce la situația mai bună, da, și perspectivele lui de viață mai bune. Deci trebuie să avem în vedere toate aspectele și totodată foarte des se vorbește despre îmbătrânirea populației, că sunt foarte mulți pensionari și presiunea asupra fondurilor de pensionare, dar totodată și pensionarii tot încă continuă să muncească cine poate și tot trebuie să aibă posibilități de a continua activitatea de muncă. Deci pur și simplu, dacă una din măsuri o să fie creșterea vârstei de pensionare, nu va fi niciun rezultat, din cauza că populația care nesănătoasă, cu probleme, deci nu va putea să muncească, să rămână o perioadă mai lungă activă pe piața forței de muncă. Adică această reformă de pensionare trebuie să înceapă cu mult mai devreme, nu la vârstele de 60 de ani, dar mai devreme, inclusiv sănătatea populației, reducerea morbidității populației, totodată recalificarea, având în vedere că numărul populației în vârsta de muncă este în scădere, putem prognoza că în deceniile viitoare, deci cererea pentru forță de muncă în vârsta prepensionară va crește. Și în acea vârstă vor fi generațiile cu un nivel de educație destul de înalt, care deja au abilități digitale și așa mai departe, dar este nevoie de a dezvolta politici specifice pe diferite sectoare. Nu numai cu accent pe asistență socială, că ajutorul social, totuși, după părerea mea, observăm deplasarea spre acest aspect, cu toate că populația foarte mult așteaptă acest ajutor social, diferite înlesniri, din cauza că nivelul de sărăcie este foarte înalt. În ce măsură noi astăzi, dumneavoastră mă adresez, în ce măsură noi astăzi trebuie să fim atenți față de acest jumătate de milion despre care eu am vorbit, cu vârsta de la 19 ani până la 35 de ani, care îl avem încă în țară. Ei sunt studenți, ei sunt tineri specialiști, dar toată această masă de oameni sunt, de fapt, într-un fel neprotejați, cu salarii mici, fără locuri de muncă, de fapt, semi-șomeri. În ce măsură noi astăzi avem niște informații pe segmente, la ce gândesc ei, cum gândesc ei și care ar fi, de fapt, niște metode ca să îi oprim în țară? Nu prin metode restrictive, cum ați spus, cum încearcă unii să gândească, dar totuși prin metode de stimulare. Sunt multe. Trebuie să recunoaștem, părerea mea este, în primul rând, că statul la noi nu cercetează. Statul nu cheltuie bani pentru cercetare. La noi cercetările puține, dar valoroase care se fac, trebuie să recunoaștem, exclusiv pe banii oferiți de partenerii de dezvoltare.
Plus la aceasta, nu știu, eu toată viața am activat în cercetare, dar în domeniul privat. Noi contactăm intens cu instituțiile statului, dar după părerea mea, spre nefericirea mea, chiar și acel volum al producției științifice care este furnizat de sectorul asociativ, de sectorul de cercetare privat, de instituțiile de cercetare, puținele care sunt în țară, administrativ nu sunt valorificate. Nu pot să spun de ce, eu nicio zi n-am activat instituțiile statului să cunosc foarte bine cum acolo activează, dar judecând după produsul care iese, unele strategii, chestii, îți dai seama că există un deficit și nu este valorificat nici măcar ceea ce se face. Acum să vorbim despre tineri, în primul rând trebuie să studiem ce gândesc, de ce gândesc și în funcție de asta să dezvoltăm politice care vizează. Ele, unele sunt, dar nu este suficient de detaliat. Pe urmă, noi am întârziat cu multe chestii. Oameni buni, noi, nimeni nu spune despre metode punitive de a stopa migrație. Noi trăim într-o lume a migrației. Trebuie să înțelegem acest lucru și că în viitorul apropiat Moldova mereu va fi sub presiunea migrației. Așa este. Noi nu putem în 3 ani de zile, nici în 30 de ani de zile, să oferim o calitate a vieții, un nivel economic comparabil cu America de Nord și Europa de Vest. Noi mereu vom avea dar dați să încercăm să ne folosim de oportunitățile pe care le oferă lumea de astăzi. Tehnologiile. Deci, vestul ne furnizează nouă tehnologie, relativ ieftin. El scump le produce, apoi relativ ieftin ele ajung la noi. Se generează această globalizare. Dar noi o putem folosi, asta e o oportunitate imensă. Noi trebuie să ne adaptăm sistemele de pregătire informațională ca să răspundem la această presiune migrațională, nu prin exportul de suflete, dar prin exportul de servicii. Sigur, de produs trebuie deodată produs, dar pentru asta îți trebuiesc oameni, îți trebuiesc salarii, îți trebuiesc să îi poți angaja, să îi stimulezi și mai departe, ca el să aibă o alegere, așa cum ați spus și dumneavoastră. Eu ce fac? Aleg totuși să rămân acasă, la baștină, lângă părinți și cât de cât o să am un salariu aproximativ, măcar 70% cu ce am primit din Germania, lucrând. Și cine poate mie să ne asigură? Ministrul nu îmi promite, vorbește la general, acela nu îmi promite, la locul de baștină nu-i, în raion nu-i. Și atunci el migrează spre Chișinău. La Chișinău nu-i ajung salarii, nu-i ajunge salariul și până la urmă se gândește, ori se întoarcă înapoi în sat, e că eu sunt dicea din Ieloveni. Da, poate se întoarcă și în sat. Dar după ce nu-i reușit la Chișinău, ca regulă pleacă. Nu, sorți sunt multe și toate sunt diferite. Noi trebuie să le cartografiem și atunci pentru fiecare să avem un răspuns. Acum, noi vorbim despre reforma educației, optimizare, nu mai știu ce, de 20 de ani. Ce am oferit noi? Deja la noi, un 7% sau cât e acolo, la noi deja un 37% trebuia să fie produs specialiști în IT. IT-ul și creați condițiile, hub-uri peste hub-uri, creați condițiile prin ce e bun IT-ul, fiindcă el, indiferent de unde se află fizic, poate furniza, vinde serviciile peste tot, peste lume. Am înțeles. Noi suntem la sfârșit de emisiune. Discuția noastră îmi pare să a fost interesantă, dar ea trebuie să continuată. Eu consider că ea trebuie să continuată. E că noi, ideile acestea care dumneavoastră, ca specialiști, care studiați problema profund și cunoașteți și factorii, într-adevăr, sunt prea mulți complexitate, ea cer ca guvernanței să poată să le abordeze, să le înțeleagă și să le promoveze cumva. Adică ele, desigur, sunt foarte și foarte complicate. Doamna Găgăuz, dumneavoastră, vreți să mai adăugați ceva? Eu aș adăuga că aceste produse științifice care sunt, eu consider că la ziua de astăzi noi avem foarte multe informații care trebuie să fie luate în considerare și trebuie să ne determinăm foarte bine
care sunt acele domenii care trebuie să fie dezvoltate și care o să aducă cea mai mare plus valoare și va contribui la creșterea nivelului de trai al populației. Și numai prin creșterea economiei și îmbunătățirea calității vieții populației putem să ajungem la o situație demografică mai bună, să avem o perspectivă. Și aceste politici care sunt care se dezvoltă. La bază trebuie să aibă o statistică foarte exactă despre numărul populației, dar nu numai la general, dar despre fiecare generație. Din cauza că la noi structura populației este foarte neuniformă. Deci dacă prognozăm scăderea numărului copiilor de vârstă școlară, înseamnă că serviciile de educație o să fie mai puțin solicitate. În schimb, vor fi solicitate alte servicii, servicii medicale pentru populația mai în vârstă. Deci economia trebuie să fie în corespundere și cu structura populației, cu necesitățile populației și acele servicii care sunt mai mult solicitate pot contribui și la dezvoltarea socioeconomică. La pregătirea bugetului, legii bugetului pentru anul viitor, opinia dumneavoastră cumva a fost solicitată? Nu, niciodată. Deci eu încerc să vă spun ca specialist în administrație publică că Germania așa face, Suedia așa face. Nu numai ascult viziunile ministerilor și mai departe, dar numai decât cheamă specialiștii de la catedre, Academia de Știință și încearcă să-i întrebe ce facem în domeniul celălalt. Pentru că în Suedia, la fel, este migrația, dar este migrația înăuntru țării, din regiuni înspre orașele mari. Și ei au speciale programe pentru așa numită dezvoltarea, deci regională, dezvoltarea aceasta durabilă. Ei acolo plătesc salarii mai bune, inclusiv pedagogilor, inclusiv business-ului mic și fac lucrurile acestea. Adică țările s-au confruntat. Și Grecia, și Turcia, și țările Scandinavie și așa mai departe. Eu aș vrea ca noi să continuăm aceste abordări cu o altă ocazie. O să mai invităm specialiști și să încercăm să vinem cu niște propuneri. Propunerea au răsunat destul de interesante și astăzi. Ar fi deci bine ca și prim-ministru și ministrul economiei și alți miniștri să atragă atenție că în Republică încă mai sunt specialiști care cunosc domeniul și ar putea să vină cu niște sfaturi și cu niște idei bune și cu niște proiecte chiar interesante. Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră. Mi se pare că noi am discutat așa o leacă în contradictoriu, dar totuși destul de interesant. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în audiență și ne întâlnim cu dumneavoastră miercurea viitoare. La revedere!